Bun regăsit la o nouă emisiune, Vestea Cea Bună, emisiunea Școlii Brâncovenești, emisiune în direct, nu mai avem relor, ne-am întors din concedii, cu părintele Cezar Axinte și Mihai Chircur la microfon. Sărut mâna, părinte, bun regăsit! Bine, ne-am regăsit, Doamne ajută tuturor! Emisiunea în direct, deci aveți toate canalele de comunicare deschise, asta înseamnă telefon 0241515266, SMS 0768123456, Yahoo Messenger, radio-ul, ID-ul Radio Dobrogea, într-un cuvânt cu litere mici. Ne puteți urmări și pe internet la radiodobrogea.ro și probabil și pe TV Alfa Omega. Astăzi vă propunem o temă, să spunem, aparent lumească, despre naționalism. Noi am mai discutat despre neam. Și am foarte scurt, în 30 de secunde, mai de demult, și am zis că nu numai limba și cultura și religia definesc un neam, ci cel mai important element este sistemul de valori al neamului, că sunt nații care au aceeași limbă, aceeași religie, cam aceeași cultură și totuși sunt diferite. Au sisteme de valori diferite. Neamurile, ca și oamenii, trebuie să aibă o identitate. Trebuie să aibă caracter. Că omul trebuie să aibă identitate și caracter. La fel și neamurile. Trebuie să aibă identitate și caracter. Acum, noi nu vrem să discutăm despre neam, ci despre naționalism. Nu vreau să intru în definiții sofisticate, elaborate, cu ce ar fi naționalismul. Naționalismul în cel mai pur și curat și adevărat sens al cuvântului. Nu naționalismul la care fac trimitere politicieni de diferite culori când le convine și cum le convine. Păi, ce înseamnă că cineva să fie naționalist? Să-și cunoască neamul, să-și cunoască identitatea neamului lui, să-l iubească, să lupte pentru el, să jertfească pentru el. Asta înseamnă să fii naționalist. De ce am ales această temă? Au fost câteva teme care au, să spunem, tulburat puțin societatea românească și nu vreau să intru în acele teme. Însă au fost o mulțime de dezbateri generate de aceste teme. În special legea 217 pe 2015, la ea mă refer. Și am văzut că, la un moment dat, naționalismul normal, adevărat, moderat, era pus pe picior de egalitate cu extremismul, cu extremismele. Adică niște băieți, le pun ghilimele, niște tovarăși, le pun ghilimele, organizau dezbateri aprinse pe tema naționalismul și extremismul, extremismul și naționalismul. Păi măi, fraților, depinde la ce extremism vă referiți, dar naționalismul adevărat, nu naționalismul extremist. Naționalismul n-are nicio treabă cu extremismul. A pune naționalismul pe același plan cu extremismul înseamnă că naționalismul este ceva rău. Păi eu mi-aduc aminte că de mult, așa până anii 50-60 chiar, se lupta împotriva naționalismului pentru că pe vremea în țara asta, pentru că pe atunci comuniștii promovau un alt principiu, cel al internaționalismului proletar. Ei, bine, astăzi din nou se luptă împotriva naționalismului și se discută despre spirit comunitar, despre ecumenism, despre... Bun. Acum, raportându-le și la planul spiritual, Biserica Ortodoxă este biserica noastră, este națională, este Biserica Ortodoxă Română. Că și avem Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Bulgară, Dumnezeu chiar a făcut neamurile. Că putea să facă un singur neam. Putea să facă un singur neam. Dumnezeu a creat lumea așa cum a vrut El. A avut putere și libertate deplină să creeze ce vrea. Și are această putere nemăsurată, nemărginită. Putea să facă o lume în care să existe tot pe tot acest pământ pe care l-a făcut să fie un singur neam.
care avea o singură identitate. Nu, așa l-a și făcut. Inițial, da? Dar eu merg pe ideea că nu iau doar momentul de referință al creației, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat ulterior creației, anumite evoluții, cele pozitive, sunt îngăduite de Dumnezeu. Da, căderea, da, a produs și consecința aceasta. Da. Deci, a împărțirii. Dar Dumnezeu a lăsat anumite portițe deschise spre anumite evoluții pozitive, deci este îngăduit de Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu nu îngăduia, căzut sau necăzut, tot un neam rămânea. Da? Deci a creat neamurile. Apostolii s-au dus să propovăduiască cuvântul Mântuitorului neamurilor. Da? Bun, deci această noțiune de neam există și în această dimensiune spirituală. Deci, că altfel aveam... De asemenea, la judecată vor veni neamuri. Fiecare în rândul cetei sale, în mijlocul cetei sale, a neamului său. Deci, noi vom fi judecați, vom suporta o judecată individuală, dar va exista și o judecată a neamurilor. Pentru că am spus că neamurile au... Deci sunt bine conturate, au identitate, neamurile au misiune. O misiune, au un caracter, Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi și cu fiecare dintre neamuri. Așa, da? Este. Deci El vrea să Dumnezeu vrea să ne păstrăm această identitate. Bine, despre asta vreau să vorbim. Despre faptul că noi trebuie să știm cine suntem. Că dacă nu știi cine ești, ești ca frunza în vânt. Te ia oricine și te duce oriunde și face ce vrea cu tine. Tu trebuie să știi cine ești, ce te definește pe tine, ce e bine și ce e rău. Dar nu numai pentru tine ca individ, ci și pentru tine ca nație. Pentru că tu ai o anumită misiune ca individ și una în cadrul nației tale. Deci, practic, trebuie să lupți pentru sufletul tău, trebuie să lupți pentru familia ta, pentru că asta este următorul nivel, și pentru nația ta. Și când spun luptă, mă gândesc și la jertfă. Că nu există luptă, adică fără jertfă. N-ar trebui să existe luptă fără jertfă. Și asta este un factor pozitiv. Asta este mesajul pe care eu aș vrea să-l transmit. Pe mine nu mă deranjează dacă un popor, dacă un individ are sentimentul a conștiinței sale naționale, a apartenenței sale la un neam și luptă pentru neamul său. Evident, acum eu aș face trimitere și la Părintele Stăniloae, care, referindu-se la individ, spunea: libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea aproapelui. Păi, e și principiul de drept. Da. E, acum eu aș zice așa, că noi ca neam, dacă, ca să nu cumva să împietăm supra altui neam, deci libertatea noastră ca neam se termină acolo unde începe libertatea celuilalt neam. Noi putem trăi cu toții în armonie. Nu trebuie să existe gâlceavă, nu trebuie să existe tulburări nici în sufletul nostru ca indiviz și nici în neam. Eu aș îndrăzni să lansez o întrebare, o provocare. Știu că multă lume, foarte multă lume, se roagă. Și în general se roagă oamenii pentru problemele lor, pentru ei, pentru familii, pentru prieteni. Eu aș întreba, aș îndrăzni să întreb: frate, când a fost ultima oară când te-ai rugat pentru neamul tău? Că practic ar trebui să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru prietenii noștri, noi mirenii, că ființile voastre vă rugați și pentru noi și pentru... Bun, și ar trebui să mă rog și pentru neamul meu. Pentru că eu sunt partea neamului meu. În cadrul identității, identitatea mea n-ar fi asta care este dacă n-aș aparține unui neam. Dacă scoți din individ această componentă națională, obții altceva.
Exact, acesta este sentimentul meu, că exact asta se încearcă. Să se scoată din sistemul de valori, din sufletul individului, aceste sentimente naționaliste, da? Ca să se obțină un altceva. Pentru că în momentul în care îți pierzi identitatea ta de ca individ, ți-o pierzi pe cea de neam, tu nu poți să rămâi gol. Vine altcineva și îți atribuie, îți dă o altă identitate. Îți pune o ștampilă pe tine, te îmbracă în alt duh. Și nu cred că acel alt duh care, cu care eventual cineva ne-ar îmbrăca dacă ne-am dezbrăcat de duhul pe care îl avem, este unul curat și unul mai bun decât ăsta care îl avem acum așa cum este el, cum să spun, trecând peste păcatul inițial, cum l-am tăvălit noi, l-am murdărit noi, l-am împietat noi. Da. Identitatea noastră națională se confundă cu identitatea religioasă. Adică am putea să spunem următorul lucru, că a fost odată când nu era definită identitatea națională în istoria noastră, în etnogeneza poporului nostru, dar n-a fost odată când n-a fost definită identitatea noastră religioasă, de la Hristos încoace. Adică vorbim de la întemeierea creștinismului. Că până la Hristos nu putem vorbi de identitate religioasă creștină. Da? Deci putem vorbi de orice fel de religie. Prin urmare, înainte de a fi definiți ca nație, ca națiune, nici n-a existat cuvântul până în perioada Revoluției franceze, sau în sfârșit este un cuvânt inventat de câteva sute de ani, nu mai mult, sigur nu mai mult. Și nu cred că noi am fost, sau să zicem în cel mai bun caz, în paralel, putem vorbi de etnogeneză, de identitate națională cu identitate religioasă. La noi, în mod fericit, identitatea religioasă se confundă, se împletește, nu se confundă cu identitatea națională. Prin urmare, naționalismul nostru românesc nu este un naționalism de tip ideologic, doctrinar. Este un... De tip mistic. Mai exact, este un naționalism cu rădăcini în cult, în identitatea religioasă și mai exact creștină și ortodoxă, de creștinism de primele secole. Atunci, sigur că nu vorbim acum de conjunctura geopolitică, că știm în mare sau nu știm ce se întâmplă. Mai bine să nu știm. Dar nu discutăm de aceasta. Noi discutăm de faptul că nu putem fi introduși la oală, fiindcă, și asta nu fiindcă suntem buricul pământului. Că pământul, până la urmă, e o planetă cu mii de burice, că fiecare popor se consideră buricul pământului în sensul, în felul său. Dar identitatea noastră națională este o identitate care nu poate fi dizolvată ideologic, nu poate fi revendicată numai ideologic, fiindcă noi, spune un savant extraordinar și un mare pedagog întemeietor de școală românească de pedagogie, Simion Medin Soveja, în secolul acesta trecut, pe la mijlocul secolului, în perioada interbelică, zicem, perioada de aur a culturii românești și a identității, exact, a identității naționale și de spirituale românești, putem vorbi, el spune așa: un popor și un individ atât prețuiesc cât au înțeles din Evanghelie și au pus-o în lucrare. Deci, cum definim noi românii naționalismul nostru? Făcând trimitere sau arătând rădăcinile neamului, identității noastre naționale, a formării noastre ca neam în spiritul Evangheliei, înțelegerii și lucrării Evangheliei. Noi am trăit Evanghelia ca neam. Sigur că avem tarele noastre, avem problemele noastre,
Dar identitatea noastră, naționalismul nostru, și sigur avem la Părintele Stăniloae din nou despre naționalismul românesc, foarte, chiar cine vrea să aprofundeze tema asta, dar identitatea noastră națională este în strânsă legătură cu Sfânta Liturghie, cu poruncile evanghelice. Putem să vorbim despre, să spunem, despre spiritualitatea românească, deci atât spiritualitatea românească, fără să facem trimiteri prea multe și consistente la neamul românesc, dar în momentul în care vorbim de neamul românesc, nu putem să-l definim, nu putem să vorbim despre el fără să dimensiunea facem spirituală. Fără dimensiunea spirituală. Deci nu există. Dar nu putem defini nu naționalismul românesc fără dimensiunea spirituală. E, părinte, asta zicem noi, o anumită generație, cu o anumită mentalitate, cu o anumită cultură, da? Da. Cu anumite principii. Dar astăzi sentimentul meu, din cauza asta am și propus această temă, sentimentul meu este că se încearcă să se construiască o nouă matrice națională fără această componentă spirituală, eu aș îndrăzi să-i spun chiar mistică, nu în sensul rău sau peorativ, sensul... Păi da? Sigur, la mistic înseamnă tainic, da? Și mai mult de atât, ce-i răuna. Sigur că da. Că de fapt, acum văd uneori niște manifestări și nu știu, Dumnezeu să mă ierte, câte sunt curate de, și câte sunt înțelese și câte sunt făcute la mod formal. Dar eu mă bucur când cineva, oricine, în momentele de bucurie, vine cu steagul țării lui, al nației lui, că de fapt steagul nu e al țării, al pământului, este al nației. Da. Da? Când vine cu steagul nației, drapelul lui, național. Drapelul național, eu mă bucur că, evident, și la român, dar la orice popor, înseamnă că acel individ, în momentul lui de bucurie, își manifestă identitatea națională în sensul cel mai bun și cel mai curat. Spune, uite, că eu sunt și sunt produsul nu numai al mamei mele și al tatălui meu și al familiei mele, al parohiei mele, al eparhiei mele, sunt produsul acestei nații. Exact. Da, uite nația asta X cu drapelul, cu simbolul ăsta, ce a produs. Da? Și mă bucură când văd și aș fi și mai fericit dacă aș ști că acel gest nu e făcut de complezență, ci pleacă de undeva, din adânc de tot și este un sentiment foarte puternic. Da? Sigur, omul acela practic recapitulează în sine tot parcursul neamului său. Se recapitulează, se regăsesc în omul acela, într-o cutime, da? Așa cum se găsește într-un medicament în cantitate infinitezimală, o substanță activă care îți face într-o măsură sau alta, cu funcție de, cum ați spus, de cultura lui, de sensibilitatea lui, de apartenența lui la un grup mai mic sau mai mare, la zona în care a crescut, la șes sau la deal și toate celelalte, se recapitulează în acest om și tocmai prin aceasta este unic și irepetabil. Și această dimensiune a avut-o Dumnezeu în vedere când a creat omul. Când vorbim de unicitatea omului, vorbim și de acest lung șir de virtuți până la urmă. Chiar și de păcate, că știm și în genealogia Mântuitorului se pomenește de Tamara și de chestiunea. Dar știm că tu reprezinți lungul șir de evenimente din neamul tău, o cutime din ele, mai mare sau mai mică. Poporul nostru, sigur că pare așa la prima vedere că neavând o luptă de expansiune, un război de avangardă din acesta, de cucerire, nu are, să spunem, momente istorice formidabile în sensul marilor evenimente, marilor bătălii, marilor cuceriri, dar are tocmai prin smerenia sa, prin lupta aceasta, eu mi-apăr sărăcia și nevoile și nevoile. Cine își apără sărăcia? Cine-i dispus să-și dea viața pentru nimic? Da.
Vedeți? Dar aici e genialitatea până la urma poporului român și a lui Eminescu, care e și naționalist. Că e poet Eminescu nu e numai poet național, este și naționalist. Păi, dar și în sens bun. Cineva că este cadavrul nostru din debarat de care trebuie să scăpăm pentru că reprezintă această latură. Nu ne lasă obscură să dormim. Acest cadavru, acest schelet da, lui Eminescu, din dulapul fiecăruia, din biblioteca fiecăruia, pe mulți nu-i lasă să doarmă. Da, pentru că el, vedeți, de la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa. Adică, știți, m-am înfățișat lui Dumnezeu să-i cer pământ pe pământul meu. Am auzit un vers la un... Extraordinar, domnule! Deci poporul acesta, naționalismul românesc, stă în legătură cu suferința aceasta a poporului pentru apărarea valorilor creștine, care spuneau ca niciodată să nu te duci peste alt neam să iei ce al lui. Părinte, eu am stat și m-am în anumite momente de reflexie ale mele, m-am gândit că nu e rău că 1 decembrie este ziua națională a României, că are o anumită încărcătură simbolică, chiar dacă are și una politică. Dar adevărata zi națională a României, cea mai potrivită zi națională a României, trebuia să fie 16 august, ziua Sfinților Martiri Brâncoveni. Să luăm pauza noastră scurtă și revenind, mai avem și un mesaj de citit. Din nou în direct, vestea cea bună, emisiunea Școlii Brâncovenești cu părintele Cezar Axinte și Mihai Chircor la microfon. Astăzi discutăm despre naționalism. Să vă reamintesc canalele de comunicare cu frățiile voastre, telefon 0241515266, SMS 0768123456, Yahoo Messenger ID Radio Dobrogea într-un cuvânt. Avem un telefon. Doamne ajută, sunteți în direct. Bună ziua, domnul profesor. Să rămână. Și sărutăm dreapta părintelui invitatului dumneavoastră. Cum să vă spun eu, ați adus la cunoștință astăzi despre să fim patrioți. Acum râde de tine dacă ești patriot. Nu mai suntem oameni ca să ținem cu țara noastră unde ne-am născut și să ne rugăm unul pentru altul. Toată lumea numai pentru bani, acum înaintea lui Dumnezeu e banul. Așa am auzit și eu. Banul e la putere, noi Dumnezeu și noi oamenii. Și nația, și nația. Noi. Și nația. Deci, da, vreau să vă spun că ați spus dumneavoastră că cine se roagă acum pentru... Eu să fie înaintea lui Dumnezeu nu laudă. Dar altă treabă nu am decât mâncare, curățenie și la rugăciune de m-am sculat de dimineață. Mă rog întotdeauna pentru acest popor creștin România de Petru Tildeni și pentru toți creștinii și pentru preoții, că sunt rugăciuni speciale pentru cei bolnavi pe pat cunoscuți și necunoscuți, să ierte Dumnezeu, să le ușureze suferința, plângând mă rog pentru toți să fim buni cât tare s-o răiet lumea și nu mai ținem cu țara noastră și nu mai ținem cu noi și nu mai respectăm un om mai înetate, nu mai spun și cu preoții, o iau când zice de popă, vine și popa, eu de toate le tai. De ce vorbiți, Doamnă? Frumos nu se știe, sunt preoții noștri, învățătorii noștri. Adică ia toate așa superficial, dar cu Dumnezeu nu ne jucăm. Și vă mulțumim că aduceți în opinia noastră și noi, a oamenilor lucruri care trebuie da. Să ne întărim și, în ele și să fim buni. Și vă mulțumim că suntem în casele noastre și ne dați câte o treaptă spre lumina aceea sfântă a lui Dumnezeu. Da. Să rămână, domnul profesor. Să rămână. Avem și un mesaj, aș vrea să-l citesc, părinte. Ce părere aveți de faptul că un institut dorește printr-o lege să ne negăm istoria și cultura? Bănuiesc că întrebarea are legătură cu legea 217/2015, cunoscută în spațiu public ca fiind legea antilegionară, pentru că a venit să incrimineze încă o dată ceva ce era incriminat, dar și alte aspecte de istorie nediscutate până acum, ne
trecute la index, să spunem. Mi-e foarte greu, deci ce părere să am despre faptul că și știu și care este institutul. Nu vreau să-i dau numele, că nu de teamă, dar nu merită. Păi, eu am să-l citesc, am să îndrăznesc aici să-i răspund ascultătorului nostru și să îl citindu-l pe Nicolae Iorga. Bine, o cugetare de-a lui. Iorga spune așa: cine uită, nu merită. Punct. Punct. Deci nu spune ce nu merită. Da? Deci nu merită nimic. Cine uită. Păi, n-avem cine își uită, își abandonează, își neagă istoria și cultura, o să piară. Că e un individ, că e o comunitate, că e o nație întreagă, o să piară. Sunt nații întregi care au dispărut. Da? Hai să luăm. Sunt comunități întregi care au dispărut. Sodoma și Gomora, da? Dar nu numai Sodoma și Gomora. Provocări, ispite, există întotdeauna. Problema este care este răspunsul nostru și atitudinea noastră la provocări și la ispite. Deci noi sub nicio formă n-avem voie să ne negăm istoria și cultura. Și aici o să, dacă vreți, o să vă citez din ceva, mă rog, necreștin, neortodox, nespecific ortodox, unul din jurămintele cavalerilor. Deci cavalerii cruciați trebuia să jure că vor spune adevărul până la capăt, chiar dacă acel adevăr îi va duce la moarte. Negând adevărul, ascunzând adevărul, ăsta este un păcat enorm. Este libertatea fiecăruia dintre noi și a noastră, a tuturor la un loc, să ne asumăm niște lucruri, da? Să ne asumăm o istorie și o cultură, cu totul, cu bune și cu rele, având în același timp tăria să spunem: da, asta s-a întâmplat în istoria noastră, în poporul nostru, dar este o rătăcire. Da? Deci noi putem să spunem treaba asta. Altceva n-aș vrea să... Deci n-am vrut să fac, cu toate că am fost am fost afectat de această lege, de prevederile acestei legi, m-am înfuriat când am citit-o, mai ales că ea nu venea pe un teren viran. Adică deja exista o lege anterioară care condamna fascismul, condamna toate manifestările antisemite, rasiste și așa mai departe. Și cu asta închei ultima frază: fiecare lege, că este hotărâre de Consiliu Local, că este hotărâre de guvern, că este lege adoptată în Parlamentul României, are o expunere de motive. Există un material, un document care se numește expunere de motive, în care autorii explică de ce este necesară acea lege. E bine, eu am citit expunerea de motive. Interesant. De la legea 217 și am rămas cu un gust și mai amar și am zis: gata, închid și arunc cutia departe, e o ispită, nici nu vreau să mai discutăm. Hai să revenim însă la naționalismul nostru. Eu, după cum știți, părinte, am sânge armenesc în mine, 100%. Și vreau să vă spun că ca să întăresc ceea ce ați spus vis-a-vis de această componentă mistică a neamurilor, mă rog, la creștini, că discutăm despre ei, ceilalți nu știu, nu mă interesează. Cea mai mare sărbătoare, mă rog, după cinstirea genocidului armenesc din 1915, dar cea mai mare sărbătoare este o înfrângere. Este o înfrângere pe la 1200 și când un rege armean a luptat, a
pierdut, au murit câteva mii de oameni împotriva perșilor, care veniseră nu să cucerească țara, că nu se putea pune Armenia cu Persia, dar venise să le schimbe, să le schimbe religia, cultura, limba. Să-i ducă de la creștinism, să-i ducă înapoi. Să-i deznaționalizeze. Să-i deznaționalizeze. Și de ce vor avea oare gândurile astea? Să te anuleze ca persoană. Păi, părinte, să văd, mie mi-e foarte clar. Pentru că probabil că cuiva nu-i place cum arată persoana mea. Și vrea să pună în locul persoanei mele, nu-i vorba de aspect de chip aici, în locul identității mele, vrea să pună o altă mască, o altă identitate. Și n-are decât fie să mă distrugă pe mine și în locul meu să pună altceva sau să dispar eu cu totul, sau să rămân eu carcasa aceasta la fel și înăuntru să injecteze altceva. Un altceva. Pentru că cui convine să aibă de-a face cu un om care spune adevărul știind că adevărul ăla îl duce la moarte. Cui convine așa ceva? Cui convine cineva care luptă, jerfește până la capăt pentru principiile sale, pentru identitatea sa, de individ și de nație? Încă o dată, individul, dacă nu se sprijină pe credința lui interioară, pe familie și pe nație, e pierdut. E pierdut. Ești mort. Trăiești, respiri, dar ești mort. Din cauza asta se luptă, vedem aceste atacuri pe care noi le vedem, le simțim împotriva familiei și împotriva nației. Și atunci te trezești cu un individ care nu mai are aceste resorturi interioare, această forță, aceste coloane de sprijin, familia și nația. Da? Și partea elaltă cu acolo ecumenisme, și aia încercăm să o diluăm și avem ne rămâne o maimuță. Asta este sensul. Din cauza asta am pus în discuție așa ceva. Că, vedeți, de ce s-au modificat manualele de istorie? De ce, practic, se șterge istoria națională? Că se rescrie, zice, dar de fapt se șterge. Au existat manuale de istoria României, manuale aprobate de Ministerul Educației, în care exista fotografia lui Mihai Viteazu, scrie Mihai Viteazu, niciun rând. Și erau personaje, să nu le dau numele, că nu merită, din apărute ca ciupercile după 1990, despre care se vorbea de astea, personaje din tabloide, din televiziuni, de... Nu se poate așa ceva. Noi trebuie să ne asumăm istoria, identitatea, istoria neamului, să o cunoaștem, să o apărăm, să luptăm, să o apărăm și să o jertfim. Și cei mai bătrâni să o transmită istoria adevărată, către cei mai tineri. De-aia am spus că pentru mine 16 septembrie trebuia să fie ziua națională. Ar fi fost. De ce? Pentru că a fost ziua în care cineva s-a jertfit pe el și tot neamul lui ca să-și păstreze identitatea lui națională și religioasă. Că el ar fi rămas domnul țării românești dacă nu mai era creștin și era musulman. Ar fi rămas. Dar el n-ar mai fi fost același om. N-ar mai fi fost Constantin Brâncoveanu domnitorul. Da? Și nici copiii lui. Eu aș vrea să, părinte, să transmit vestea cea bună, că țara asta există încă, poporul acesta este viu în continuare și sunt foarte mulți oameni în poporul ăsta care luptă pentru identitatea națională a acestui popor și că avem toate șansele, adică există premize ca nația asta să rămână vie și puternică.
Atâta timp cât identitatea noastră națională este ortodoxia, atâta timp cât la naționalitate în buletinul meu scrie creștin, chiar dacă nu scrie, șansele de a ne califica ca neam la mântuire, de a ne împlini misiunea, sunt foarte mari. În momentul în care identitatea noastră națională se rescrie sau se resetează și dispare componenta majoritară, spirituală, dispare, dacă vreți, grupa aceasta de sânge, care e unică până la urmă, noi nu putem să primim perfuzie de la altă grupă de sânge. Pentru că noi ne împărtășim cu sângele Mântuitorului. Aceasta este perfuzia, dacă vreți, care ne vindecă pe noi nu de boală, ci de moarte. Aceasta e identitatea noastră națională. Părtășia cu trupul și cu sângele Mântuitorului. Ori aceasta, la aceasta nu se poate renunța decât cu prețul de a renunța la veșnicie. Eu cred că mesajul nostru a fost înțeles. Fiecare rămâne să-l filtreze, să-l analizeze, să-l accepte sau nu. Noi vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune, o nouă temă, zicem noi, interesantă. Însă, înainte de a vă reaminti că... Vă așteptăm să ne întâlnim față către față și cu Sfântul Ioan Botezătorul pe data de 29 august, în cadrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. O întâlnire foarte frumoasă. Doamne ajută!